astăzi, în episodul de săptămâna aceasta, este Beatriz Rubică și este actriță și joacă la Teatrul Național. Bună, Beatriz! Bună, Diana! Ești pregătită pentru cele 25 întrebări și o provocare? Așa sper! Ok, eu sunt pregătită pentru provocare, sper! Să fii! Dramă sau comedie? Ambele. Combinație. De ce ales teatrul? Pentru că cumva teatrul mă ajută să fiu pe scenă ceea ce nu sunt în realitate. Ai ceva trucuri pe care le aplici înainte de a intra pe scenă? Nu. Încerc să stau cât de mult pot singură și refugiată cumva. Să nu fiu foarte aproape de ceilalți și încerc să-mi dozez energia. Cam asta e. Flori sau ciocolată? Ciocolată. Ai obsesii? Nu prea. Dar totuși pot să găsesc una pe care să ți-o zic. Dulciurile. Ok, înțeleg. Ciocolata în special. Ce ai face dacă ai fi invizibil? Hai, păi ce n-aș face dacă aș fi invizibilă? Doamne, atâtea aș avea de făcut. M-aș duce așa pe la toate cunoștințele pe acasă, aș studia să văd ce fac în timpul liber, m-aș duce să văd ce fac mari actori în timpul liber, ce fac pe platourile de filmare, m-aș duce pe la Hollywood să-i vizitez acolo pe la studiouri. O grămadă de lucruri. M-aș duce și prin Parlament chiar. Și prin guvern. Care este cuvântul tău favorit? Dragoste. Ce te înfurie? Nedreptatea, minciuna, oamenii care sunt ipocriți. De ce ai ales teatru? Pentru că eu cred că teatrul salvează oameni. Cred că arta schimbă, modifică și educă. Și cred că eu prin asta pot să modific un pic din ceilalți. Scuze-mă. Fără ce nu mai putea să trăiești? Destul de greu, sunt multe lucruri. Fără aer, în primul rând. Da. Fără apă. Fără teatru și fără persoanele dragi. Când ai mințit ultima oară? La ultimul spectacol. E, de fapt, o minciună, dacă e să te gândești, pentru că ești tu, dar de fapt ești altcineva. Ești tu într-o altă situație. Și, da, e adevărat ceea ce se întâmplă pe scenă, dar nu era pentru persoana mea, pentru ceea ce sunt eu în lumea de zi cu zi. Ce te face să te simți puternică? Momentele în care reușesc să fac ceva din ce mi-am propus. Ce crezi că motivează sau ce te motivează pe tine să mergi mai departe? Iubirea pentru oameni, aici mă refer la actorie în special, și iubirea pentru artă și pentru scenă. Și dorința de a schimba ceva. Ce te face să te simți sexy? Un ruj roșu și un pantof cu toc. Și nu doar asta, ci atitudinea și felul în care mă simt în anumite zile. Ce este bărbatul? Un om. Un om de sex opus. Este simbolul puterii, cum ar veni, cred că, nu? Și este cel fără de care viața noastră a femeilor ar fi foarte seacă. Dar ce te atrage la un bărbat? Dacă ar fi să-mi spui un singur lucru. Simțul umorului. Care este cel mai important sfat pe care l-ai primit? Fii ceea ce ești tu. Fii puternică și ai încredere în tine. Poți să-mi povestești o întâmplare, un moment amuzant sau penibil? Da.
S-a întâmplat acum câțiva ani, am avut spectacol și prietenul meu de atunci urma să mă aștepte în fața teatrului, jos. Am coborât scările, urma să vină cu mașina, avea o mașină gri, era noapte, eu nu vedeam foarte bine, eram și după gria spectacolului, adrenalină, toate cele. Și am ajuns jos în fața blocului, era o mașină gri care semăna perfect cu a lui. Și era cineva înăuntru la volan. Eu crezând, bineînțeles, că este el. M-am dus plină de flori de la spectacol, abia am intrat în mașină, am deschis portiera, am intrat în mașină, mi-am pus florile acolo. Zic, ah, ce bine că ai ajuns. Și mă uit în stânga mea și văd că nu era el. Și era cineva care se uita, tot un bărbat, dar bineînțeles că nu el, cu niște ochi foarte mari la mine. Și nu înțelegea ce fac acolo, e nebună, ce caută la mine în mașină. De un... Zic, voi de mine, nu sunteți dumneavoastră. Mă scuzați. Și am ieșit din mașină și, da, unul dintre cele mai penibile momente. Ce îți vine în minte atunci când te gândești la iubire? Care e primul gând? Prima imagine? Primul cuvânt? Familie. Da, familie. Cum ai descrie într-un cuvânt această lume magică? Teatru. Wow, un singur cuvânt îmi vine atâtea. Sper că nu este magie, pentru că deja l-am rostit eu. Nu. Este altă lume. Sunt două cuvinte, dar nu știu cum să rezum asta la un singur cuvânt. E o altă lume. Asta e clar. Empatie, emoție. Uite, emoție. Da. Asta e cel mai bun. Ce nu ai mâncat niciodată? Gândaci, șerpi, șobolani și alte chestii dubioase. Ce faci ca să intri în pielea unui personaj? Atunci când ai o piesă și trebuie să interpretezi un personaj, cum te pregătești? Încerc să îl înțeleg și încerc să-mi dau seama cum ar fi el dacă ar exista pe bune. Știi, dacă m-aș întâlni cu el pe stradă, cum ar fi, cum s-ar comporta, despre ce mi-ar vorbi, cum ar vorbi, cum ar sta. Care este cel mai greu lucru în această meserie și care este cel mai frumos? Cel mai greu este să-ți găsești un proiect. Și e foarte grea alergătura de colo-colo, dar cel mai frumos este momentul de sfârșit, când lumea aplaudă și când îi vezi zâmbind în sală și cumva mulțumiți de ceea ce au văzut și mai bogați decât atunci când au intrat. Ce te întristează? Cazurile oamenilor bolnavi, a copiilor bolnavi, cerșătorii de pe stradă, cei fără case, fără adăpost. Ce anume ți-ar plăcea să-l lași în urma ta? Chiar asta mi-ar plăcea să las. Munca pe care o fac în viața asta, atât cât va fi. Spectacolele, filmele, seriale, poate. Habar n-am. Tot ce voi face. Care este cel mai mare vis pe care l-ai? Chiar ăsta, să las ceva în urmă, care să conteze. S-au legat atât de trei. Da. Te-ai gândit? M-ai anticipat sau ceva? Și acum că am ajuns la sfârșitul celor 25 de întrebări, urmează, urmează partea cu provocarea. Ce provocare ai tu pentru mine? M-am gândit. Ups! Pentru că știu că ai făcut și tu actorie. Te provoc să ne spui o poezie cu un mesaj puternic. Ah, deja mai emoționat și am lacrimi, nu știu dacă se vede treaba asta, dar e un loc care mă... Eu le văd. Mulțumesc pentru interviu și mulțumesc mare pentru drag. Că ți-ai luat în timpul tău și am putut să facem treaba asta aici. Cu mare drag. A fost emoționant și pentru mine și mulțumesc. Cu drag.